E ușor de constatat că mulți vorbitori de limba română ezită atunci când este vorba de utilizarea adverbului deseară. Deseori auzim, diseară merg la cinema, ne vedem diseară, deseară voi pregăti o cină deosebită. Cum scriem și cum ne exprimăm corect? Deseară sau diseară? Diseară. Adeseori folosim graiul popular și în graiul moldovenesc se folosesc așa, în uz ambele. Dar dați să mă gândesc că este deseară. Da? De seară voi face cină. De seară ar fi două cuvinte separate, nu? Mai îmi pare și una și alta greșită. De cu seară, fapt, îmi pare că ar fi mai bine. Ne vedem de seară. De seară. De seară mă duc la teatru. De seară. Până la ediția din 2005 a Dicționarului Ortografic, Ortoiepic și Morfologic al Limbii Române, singura variantă corectă era de seară, justificată de faptul că acest termen se formează prin compunere din prepoziția de și substantivul seară. Diseară, fiind considerată o formă incorrectă până la un anumit moment, dar folosită de mulți vorbitori, în cele din urmă a fost acceptată. Astfel, potrivit lingviștilor, în prezent sunt corecte ambele forme. Seară voi merge cu prietenii la teatru. Mă voi ocupa de lucrurile mai puțin importante de seară. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.